Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșiruiri de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu măcar ce spun, nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlave, necurați pentru ucigătorii de tată, ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru oricine este împotriva învățăturii sănătoase. Potrivit cu Evanghelia slavei fie fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Capitolul 2. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cere mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în drăgătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăditorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
ci cu fapte bune cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toate supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiește cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Capitolul 3. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritor de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbații ai unei singure neveste și să știe să scârmuiască bine copiii și casele lor, pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credința ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luată cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în minte, fraților, aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbitorilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri,
Îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru că înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Capitolul 5. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească oștenelele părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui. Înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și ea aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă ca să fie înscrisă în lista văduvelor trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani și să nu fie avut decât un singur bărbat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună, dar pe tinerele văduve să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și înlimbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovurată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Presbiterii care cârmuiesc bine să fie învretniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Că Scriptura zice, să nu leși gura boului când trăieră bucatele și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea aleși îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păzește-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Capitolul 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătura deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Banca are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se nasc pismele, certurile,
clevetirile, bănuierile rele, zădarnicele ciocnirile de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus în lume și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte năsăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om ale Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut această frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei și de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa că să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecărelile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin.